Florin Salam și Roxana Dobre au avut parte de cel mai fericit moment din viața lor. Cei doi au spus marele da atât în fața ofițerului de stare civilă, cât și în fața lui Dumnezeu. Cu toate acestea, mirii nu au primit binecuvântarea din partea Bisericii Ortodoxe Române, chiar dacă slujba religioasă a avut loc. Florin Salam s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Roxana Dobre, după o relație de 8 ani de zile, în care rodul iubirii lor s-a concretizat în venirea pe lumea celor 3 copii pe care cei doi îi au împreună. Cei doi logodnici au decis să își pună pirostriile într-un cadru feeric, ca de basm, la malul mării. Inițial, Florin Salam și frumoasa lui parteneră și-au dorit să-și unească destinele în Dubai în 2020, însă planurile le-au fost date peste cap de pandemia de coronavirus și moartea fulgerătoare a fratelui artistului. Deși petrecerea de nuntă a avut loc într-un cadru splendid la clubul Nuba din stațiunea Mamaia, iată că o veste neașteptată a umbrit fericirea proaspeților însurăței. Se pare că Biserica Ortodoxă nu recunoaște cununia religioasă a celor doi. Motivul pentru care înalt preasfințitul Teodosie nu le-a dat binecuvântarea este pentru că nunta a fost făcută miercuri, considerată zi de post în calendarul creștin ortodox. Asta nu este tot, conform Antena Stars, cununia religioasă ar fi avut loc într-o altă biserică decât cea scrisă pe invitația de la nuntă. Florin Salam și Roxana Dobre s-au cununat în lăcașul unui fost preot eliminat din Bor și care și-ar fi construit singur o biserică.